Sabat Kecilașvili este cel care va executa în fața porții mingei. Este gol! Este gol marcat de Leonard Cuțațe. 1-0 pentru Georgia. Cred că Vrabel este omul cu șutul. Da, Vrabel pe poartă și este autogol. Este autogol. Este autogol. Încercat un șut, nu l-a reușit la Gazașvili contra atacul slovacilor, aproape de a marca și este gol. Gol marcat de numărul 16, Zameșnic. Ianciula. Ianciula este cel care a marcat până la urmă. După ce George a încheiat prima repriză în avantaj, un gol marcat în final, prima repriză de Cuțațe. La o asemenea lovitură, este gol pentru Slovacia, numărul 9, Roman Rusnak. O lovitură liberă bătută puternic. Este capitanul Georgiei, recuperează Zameșnic. Ciba. Minge a Georgiei și este gol! Gol super marcat de Giurgadze. Același scor ca și în partida de ieri. Cuțațe întoarce pentru capitanul Saba. Kecilașvili, Cuțațe șutează puternic, scoate Kolar. Încearcă poarta adversă și este gol! Este gol marcat de Kevin Kolar. Din poartă în poartă Kevin Kolar reușește să marcheze o execuție excelentă. Învinge Georgia cu 4-2, mâine de la 6 jumate aici la sala sporturilor din Târgu Mureș. Slovacia, România, vă așteptăm!